În a treia zi a postului mare, în alt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie a darurilor înainte-sfințite. La slujba oficiată în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava au participat credincioși din municipiu. În alt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, înconjurat de un sobor de clerici, oficiat astăzi prima liturghie a darurilor înainte-sfințite din acest post. Din sobor au făcut parte monahii din obștea mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, precum și clerici de la centrul eparhial. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul saltic Dimitrie Suceveanu, al Catedralei Arhiepiscopale. Credincioșii prezenți la slujbă s-au rugat la moaștere Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Racla cu Sfintele Moaște se află aici din anul 1589, când a fost adusă de la Biserica Mirăuți. Prin minunile săvârșite de-a lungul timpului, Sfântul Ioan cel Nou este considerat ocrotitor al Moldovei.